L-am prins la colț? L-am prins la colț? Jumătate de inimă! L-am bătut până a ieșit de pe hartă. Fraților, astăzi o să aflăm răspunsul la toate întrebările voastre. Sunt sigur că măcar o dată de când mă joc cu Mariusica v-ați întrebat: bă, cine este de fapt cel mai bun? Bine, probabil vă întrebați între mine, Mariusica și Ana, dar Pana o dăm afară, Pana din prima, și rămân eu și Mariusica. Cine este mai bun dintre mine și Mariusica? Astăzi o să aflăm chestia asta pentru că o să facem un concurs intens de PvP, să vedem care este mai bun dintre noi. Am pregătit aici o hartă, mă rog, am dat-o, dar mă rog, am pregătit-o, că am descărcat-o, și când o să apăs pe butonul ăsta, Mariusica, și o să o fac chiar acum, nu uitați, dați un like și la mine și la Mariusica, că l-aveți în descriere, o să primim un kit de PvP și o să vedem cine este mai... Eu uite-l pe ăsta, începe să construiască. Bă, ăsta își face bază, ce se întâmplă? Hai că fac și o bază. Deci o să facem cine este cel mai bun la PvP pe Minecraft și nici când și pe Bedrock Edition, care e mai ciudat decât Java UG în ăla normal. De exemplu, scutul se pune pe shift, trebuie să stai pe shift, nu să-ți apăsa click dreapta, să-ți ia așa scutul. Hai mă, ia uite-l, dă cu... Ia uite-l mă, dă cu... Dai cu arcul, mă, dar tu cine ești? Ia uite, ați văzut ambara că am stat pe shift. Și acum o să facem asta, asta mă rog, hai, o facem de probă pe asta. Asta prima o facem așa de probă și după aceea o să ținem scorul și o să vedem, ia, tașca, am mâncat din ăla. E, păi nu mănânc și eu, ci eu-s mai fraier. Hai mă, dă-i, ia, ia, ia uite, vrea să pună lavă. Mă, dar cine ești mă tu? Pui lavă, ia uitați-l. Deci Mariusica se joacă foarte mult și de astea și PvP-uri. El are foarte mult timp să joace Minecraft. Eu mă joc de mult timp, dar n-am atât de mult timp cât să mă joc. Mariusica se joacă puțin mai mult și chiar sunt curios cine este mai bun dintre Mariusica, care este și un copil, să zic așa, adică pe lângă mine e destul de copil. Bă, GG Mariusica. Ăsta a fost așa de început de test. Mariusica e mai mult copil așa și eu sunt adult. Gen, pentru că deja am 20 de ani, poți să zici că sunt adult, bă, nu mai dam în mine. Și o să aflăm astăzi, fii atent, Mariusica, deci asta a fost o tură, da? Câte ture din astea zici tu să facem ca să aflăm? Facem primul care e la 5 puncte? Ce zici? Facem primul la 5 puncte? Da! Deci primul la 5 puncte o să fie regele. Cine este mai bun la PvP? Hai să vedem, dintre un copil de câți ani ai, Mariusica? 5 ani, nu știu câți ani are Mariusica. Bă, stai așa că eu n-am viață. Stai să mă regenerez. Stai că am minus 3 inimi, ești nebun. Bă, nu mai da în mine, că am foarte puțină viață. Nu știu ce, cred că de la runda trecută. Stau să mă regenerez și după aia putem începe, Mariusica. Da, deci mi s-a făcut viața și Mariusica și a făcut turn ca pe Fortnite. Ești nebun, mă, dar tu cine ești, mă, ce te joci acolo? Ok, bun. Hai să te văd, Mariusica, care este mai bun dintre mine și Mariusica. L-am prins, mă, la spate. Un hit, două. Păi ia vino cu ce, Mariusica, că ți-am prins aici. Ia uite-l, ia uite-l, bagă măr. A, da? E, păi doi poate să joace jocul ăsta și te-am dat și foc. Oh my god, îl bat. Vino încoace, copilul Fortnite. Treci încoace. Îți place Fortnite-ul? Vino încoace, Mariusica. Păi până când, bă, să mă bată Mariusica la parkour în clipuri? Ia că-l bat și eu la PV. Ia. Bă, deci merge foarte ciudat cu scutul, efectiv, în PvP-ul ăsta. Hai, bă, prima tura mea, n-are cum. Prima! GG, Mariusica! Bă! 1-0 pentru adultul de 50 de ani versus Mariusica de 3 ani. Zi-mă, Mariusica, câți ani ai? 10, 15, 12, 13, nu știu. Deci, din ce știu eu, 12! Ai 12 ani fără mișto. E urâtă, nu-mi place versiunea asta. Păi așa e Bedrock, gen, e mult mai ciudat. Dar, Mariusica, trebuie să înțelegi că eu n-am viață și iar trebuie să așteptăm gen să mi se facă viața. Dar avem 1-0 momentan versus prietenul meu, Mariusica. Nu mai da, mă, că trebuie să mă regenerez și după aia. Nu mai da. Ok, Mariusica, eu mi-am încărcat arcul și sunt full viață și vreau să dau cu ăsta. Cum se numește, mă, arcul ăsta? Cu crossbow, așa, crossbow. Hai, mă, arbaleta. Hai, ia uite-l pe ăsta. Mă, ce dă, mă, ăsta cu arbaleta? Mă, cine ești, mă? Mamă, cum am tras. Am tras prea prost. A? Stai acolo. A, nu l-am nimerit. Ia stai, mă, că-mi fac și eu din asta. Ce, numai el? Ia. Ia, ce vrea, mă, Mariusica? A, i-a prins un hit. Mi-a prins și el mie. Ok. Dăm cu de-asta normal așa o bucată. După aia așa încă una. Ia, treci încoace. Nu! A? Ok, i-am barat una. A? Nu cred! A? Ok. Calmează-te un pic, Mariusica. Calmează-te puțin, că... Eu te înțeleg că vrei să-mi pui lavă, dar... Ia-o pe asta aici! A, nu! Nu i-am pus! M-a bătut! GG!
Bă, ce proastă e arbaleta! 1-1 pentru amândoi, gen. Ok, Marius, că eu mi-am pregătit o comandă să-mi dau regen, gen. Nu știu dacă tu ai viață sau n-ai viață. Ai sau nu? Dă și mie asta, așa că o să-ți dau. Bă, dar e buguită harta asta, e ciudată rău de tot. Câteodată te las să mergi prin blocuri, câteodată nu. Stai așa, deci am pregătit aici o comandă și o să-ți o dau și ție imediat. Zi-mă, efect... Păi nu pot să-ți dau, efect Mariusica. Bă, nu mă lasă să-ți dau. Nu merge să-ți dau ăsta. Nu știu, spar tot. Stai așa să te regenerez și revenim. Ok, Mariusica, suntem full amândoi și mi-am pregătit arbaleta aici. Uitați-l cum dă, uite cât de tryhard este băiatul meu. Stai mă, Mariusica, că te învăț eu acum. Ca la Fortnite. Stai așa, ia, opa. Opa. Dar ce dăm cu d-astea, că sunt foarte proaste, gen. Nu știu cum să spun, dar bine, eu oricum câștig. Ia uite-l, ia uite-l ce face, na cu ce-mi dă el mie. Oh my god, stai așa să băgăm. Bag și un din ăsta așa, ia și-a băgat măr. Și-a băgat măr, bă, și el. Are și el măr, ești nebun. Ia, opa. Eu te înțeleg, Mariusica, că vrei să faci ceva aici, dar n-ai cum cu regele, ok? Echipa de 20 de ani o să câștige versus 12. 12 versus 20 de ani, ești nebun? Ăsta este titlul. Ia uite-l. Hai, mă, hai. Hai să te văd. Ia. Nu mi-a barat, bro, nu mi-a barat. Deci efectiv l-am bătut de nu mai știa de el și nu mi-a barat la final. Bă, cât de prost e combatul pe ăsta. Wow, bă, deci a fost prea... Deci efectiv n-am înțeles ce a fost asta. Ok, ți-am dat regen. Haide, 2-1 momentan, dar efectiv... Bă, stăteam pe și nu mi-a barat, efectiv. Doamne, ferește. Ești full HP? N-am full? Păi ți-am dat odată. Ia, ți-am mai dat, ia vezi. Gata, ai regen acum. Hai, Mari... Bă, tu ai băgat mărci, băga din prima. Gata, ți-am dat regen acolo, ar trebui să-ți se ducă imediat. Și îmi încarc arbaleta, stai așa să-ți se ducă regenul. Gata, hai, îi dăm. 3, 2, 1 și... Mamă, din prima așa. Ok, bă, arbaleta asta vezi că nu e așa proastă, dar stai mult să o încarci. Gen, stai iurea să o încarci. Dar e cam point and click, adică efectiv apăs pe tine și ții damage cu arbaleta asta. Deci e destul de bună, dacă mă întreb pe mine. Mariusica tot încearcă el aici cu arcul ăsta, dar nu știe că îl fac, mă, îl fac și din arc. Ia mă și cu arcul dacă vrei. Uite, și cu arcul, și cu arbaleta. Hai mă, Mariusica, hai. Hai să te văd dacă ești șmecheria aia. Ia ce să facă? Ce să facă, mă, Mariusica? Vine așa pe sus, pe așa? Hai mă, Mariusica, vină cu apă sus, ia uite-l. Uite ce nubie, uite ce nubie. Ia uite, nubu. Ia. Doamne. Sunt adult la 50 de ani și mă iau de Mariusica, că e nub care are 3 ani, ești nebun. Ia. Uite așa, uite cum se bagă, bro, uite-l. Ia, vină mă încoa. Uitați-l cum spamează, nu mi s-a încărcat arcul. Ok. Ia. Și dăm așa o bucată de test. Nu vrea așa, a? Nu mă, Mariusica, încoace dacă ești șmecher. Dacă tu chiar ești șmecher, mai ai aici o bucată. Hai, vină cu... Hai că am prins bine. Nu cred. Refuz să cred așa ceva. Let's go! 2-2. Mamă, ce intense sunt astea. Sparg tot. Bă, deci a fost... Zic sincer, mai aveam o inimă. Mai aveam doar o inimă. Dar, bă, ce-a fost chestia asta, bro? Deci chiar a fost... Chiar a fost close. Deci de data asta chiar a fost super, super close. 2-2 este scorul, Mariusica. Haide să te văd, stai așa să-mi dau și origen. Dacă nu te super, că numai ție ți-am dat origen. Dar a venit momentul să-mi dau și origen. Stai așa să-mi pun și eu aici. Mamă, dar nici cu origenul ăsta nu mi se face full, că eram prea low, efectiv. Stai așa să mi se facă viața și dăm imediat. Bă, da, omul își face castel, ești nebun. Ia stai mă, îmi fac și eu aici fundația. Stai așa că îmi fac acum. Nici o secundă, nici o problemă, nici o secundă, nu știu ce vorbesc. Îmi fac ca pe Fortnite, Mariusica. Uite cum îți place ție să ne facem scări așa ca pe Fortnite. De ce dai mine când eu nu sunt regenerat? Deci eu nu înțeleg ce sens ai tu în viață. Să stai așa un pic, gata. Hai că mi-am făcut acum ăsta. Hai să-i dăm, Mariusica, îi dăm. Hai, 3, 2, vezi că încă mai aveam regen un pic. Dar s-a dus acum, hai, gata. Ia, opa. A băgat mărul direct, a băgat din prima mărul. A băgat din prima mărul. Aaa, ce nubie. E prea nubie aia. Băgăm și noi mărul acum, după ce și l-a băgat el, îți dai seama că sunt mai profesionist decât el. Ia uite-l. Uite ce face, spamează cu arcul. Cât crezi că poți spama cu arcul? Că bărbații adevărați, ia uite, cu sabia. Bărbații adevărați. Dă-i mă încoace. Ia. Opa. Jumătate de inimă.
Bă, jumătate de inimă, Marisica. Oh my god, bă. 3-2 este scorul, Marisica. Și vezi că încă am regen, adică cred că ar trebui să mai stă un pic. Gata, mi s-a dus regenul, putem începe. Hai, începem în forță. Mi-a prins unde ăsta, am început în forță rău de tot, îți dai seama. Dacă mi-a prins bucata, Marisica. Ia uite-l, bă, dar își face și el aici, își construiește. Mă, dar cine ești, mă, tu? Treci încoace. Mamă, dar trage prea drept ăsta. Gen, ăsta trage super, super drept. Arcul ăsta, ia, ce face, mă, Marisica? Oh my god, bă, dar cum așteaptă, bro. Ia. Ia, ce vrea să facă, Marisica, e întrebarea mea, ia. Mi-a pus direct lavă. Mamă, nu cred. Nu cred, bă, dar n-am apuc nici să-mi pun apa, nu, e game over, n-am ce să fac acum. N-am ce să fac, efectiv. Doamne, bă, dar e tryhard, deci îl vedeți? Îl vedeți ce ziceam cu tryhard-ul, deci efectiv. Efectiv, a pus direct lavă cu d-astea, bă, dar eu n-am jucat. Deci m-am enervat deja, bă, deci eu chiar n-am jucat așa. Bine, mă, ia că dau și eu cu lavă cu d-astea. Stai așa un pic efect, stai să dau și ție regeneration. 10 secunde, nu știu cât, am full, a, bravo, bravo, hai. Hai să-i dăm, că n-ai dat în mine, nubule. Bine, bine, stai așa un pic, stai așa. Hai să o dăm, Marisica, hai să o dăm. Dacă e șmecher, dacă chiar e șmecher, hai să o dăm. Ia stai, opa, stai ușor, stai ușor. Stai ușor, că ai căzut în lavă. Vezi că ești în lavă, Marisica, vezi că ești în lavă, vezi că sunt și eu în lavă. Stai, ia. Ia, vrei să bagi mără? Am înțeles că ești noob și ai nevoie de mere. Nu e nicio problemă, Marisica, că eu oricum te bat. Te bat și cu măr și cu ce vrei tu. Cu absolut tot ce vrei. Nu vezi că intri în lava ta? Bă, Marisica, bă, băiatule, bă, nu vezi? Uite-te și tu ești în lava ta, adică faci mișto de mine. Adică tu chiar ești atât de noob. Și vii aici să te bați cu regele Minecraft-ului. Luca Luke, ce nu ai fost acolo? Ce nu? Păi am folosit fix tactica ta cu lava, vezi cum e cu lava? Bro! Bă, deci eu cum are zic că chiar cred că luăm prea personal astea, dar noi ne distrăm aici. E 3-3. Cum e 3-3? E 3? E 4-3! Nu e adevărat, e 4-3 scorul, cum adică? Băi, e 4-3, ești nebun? Cum să... Mă fură la scor, Marisica. Hai, lasă, că oricum o să te bat și îți mai dau o șansă ca să te mai bat încă o dată. Nu știam, scuze. E, ce să zică și el? Ce să zică și Marisica? Ia, stai așa, Marisica, un pic. Bă, dar poți să te potoliști un pic așa să... Deci eu, efectiv, mi-am făcut inventarul că trăgea după mine. N-a putut să mă lovească nici măcar o dată. Deci uitați-vă la el. Hai, bă, că faci mișto. Faci mișto, mustăcioară, Marisica. Faci mișto de mine. Hai. Uitați-l cum spamează, bă, dar vină mă la PvP. Ce ți-e frică de PvP? Care-i faza? Hopa, ia, așa, bun. Și? Ce-ai făcut? Ia, hopa. Ce vrei, mă, să faci? Vrei să te duci în lava asta aici? Bă, ia, treci încoace. Bă, e prea OP lava, chiar e super, super OP. Și Marisica nu mai are ce să mai facă acum că a intrat prea mult în lava. GG. Bă, Marisica, n-ai ce face. Bă, bravo. Gata, lasă să vedem. Deci e 5-3. Dacă pe Java mai miști. S-a sperat, Marisica, pentru că ai jucat în Bedrock și gen pe Java e complet diferit PvP-ul, gen aici e de nubi. De-aia am câștigat, hai mă, deci am câștigat, e 5-3. Dar hai că mai dau pentru tine așa, mai dau eu pentru tine așa, că gen... Că ești fratele meu, Marisica, și vreau să dau pentru tine așa. Dar stai să-mi fac și un inventar, nu te mai grăbi. Hai, te rog eu frumos, nu te mai grăbi, frate, așa. Că n-avem de ce, gata, mi-am făcut inventarul, gata, hai. Haide, fratele meu, Marisica. Bă, deci mă bucur și eu că l-am bătut pe Marisica, gen, care are 3 ani. Uitați-vă și voi, eu sunt om la 50 de ani, câți ani am eu. Și mă bucur că-l bat pe Marisica, care e noob săracul și nu știe să joace. Ia uite-l. Uitați-l, ia. Ce vrei, mă, Marisica, să faci? Ce vrei tu să faci acolo? Că bag și eu un măr din asta așa. Așa la mișto, gen. Așa să mai râdem, să ne mai distrăm. Ia vezi, nu mai e lavă, nu mai e lavă, bă, Marisica, nu mai e, bă, lavă, bă. Ia stă... Aaaa, mi s-a dus și mie. Mi s-a dus și mie lava. Hai, mă, acum, fără lavă, acum e acum. Să vedem, ia. Ia, hopa. Aaaa, ok. Stai așa că am văzut o chestie nouă. Am înțeles acum. Stai că... Aaaa, am înțeles, bro. Ok, am înțeles situația. Eu înțeleg ce vrei tu să faci acum. Ia, deci vrea să ia toporul ca să-mi spargă scutul, bro. Ok, deci aparent poți face chestia asta. Uitați-l cum se bate singur. Spamează săgeți. Bă, deci mă enervează la Marisica, gen, fără niciun mișto, spamul de săgeți. Adică la modul, bă,
pot să fac chestia asta, puteam să fac chestia asta tot clipul, dar mă rog, hai Mariusica. Bun, mai dăm unul, doar așa, e tactică de joc, tot timpul ce tactică e, e Danube asta să spamezi săgeți, că poate și Ana să spameze, nu știi că și Ana știe să dea cu săgeți, ți-o aduc pe Ana, știi ce spamează aici săgeți, dar trebuie să știi să te bați. Ok? Dar regen nu se face cu regen, Mariusica, aici. Se face direct cu ăsta. Că ai spamat săgeți și n-ai voie, gen, să spamezi săgeți. Și acum eu trebuie să te bat, înțelegi? Că ai spamat săgeți. Ia. Hai, uite. Ia, uite. Uite cum dă cu săgețile. Mă, ce faci cu săgețile astea? Ce faci tu cu săgețile astea? Uite-te, știu că vin așa. Bam, mișto. Așa. Bun. Oricum, vă dați seama, fraților, că e mai mult de distracție, pentru că aici chiar nu prea poți să faci PvP, adică e foarte ciudat PvP-ul pe Bedrock. Chiar e ciudat rău de tot și nu știu dacă se pune vreodată. Dar Mariusica tot e noob că spamează săgeți oricum, adică și pe Bedrock și pe Java. Ia uite-l, acolo meriți cu săgețile tale, Mariusica. GG. Hai pa, a ieșit. L-am bătut. Până a ieșit de pe hartă. Ce părere aveți de chestia asta? S-a supărat pe mine și nu, probabil a făcut la mișto. Da, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Cred că l-am cam bătut pe Mariusica, dar oricum a fost PvP-ul foarte ciudat că suntem pe Bedrock. Noi am dat așa de distracție și ca să ne mai tachinăm unul pe altul. Vă dați seama că nu ne enervam pe bune. Noi doar făceam așa, gen, ne luam unul de altul cu senup și așa la mișto. V-am pupat și ne-am zis și noi pe data viitoare. Nu uitați să verificați canalul în descriere. Pa, pa!